Doresc să vă mulțumesc cu emoție și cu mândrie. Că pentru a nu știu câte oară în ultimii 12-13 ani ați avut încredere să ne dați nouă răspunderea continuării programului Congresului Partidului Național Liberal și mă gândeam cum să mă adresez eu dumneavoastră. Normal ar fi fost să spun doamnelor și domnilor prieteni, doamnelor și domnilor camarazi, doamnelor și domnilor ostași ai Partidului Național Liberal. Și mai găseam și alte formule, însă, ținând seama de diferența de vârstă singura care e între noi de altfel, nu pot să mă adresez noastră decât părintește. Părintește pentru că de foarte mulți ani, și n-am să spun câți, am fost întâi copilul, apoi fratele, câteodată și părintele acestui partid și în orice situație m-aș fi găsit, am încercat să-mi exprim încrederea în valorile și în rosturile Partidului Național Liberal prezent în toate momentele de restriște ale țării noastre în ultimul, mult peste ultimii 100 de ani. Deci am dorit să vă spun că nu este ușor. Sunt convins că vom continua desfășurarea lucrărilor Congresului în același spirit de demnitate liberală, de bună cuvință și de încredere în ceea ce propunem sau între ceea ce votăm. Fiind vorba de persoana mea, care în dezbaterile biroului politic și ale delegației permanente am avut două obiecțiuni în legătură cu propunerile de amendare ale statutului nostru, vorba de modul de alegere a biroului politic și de o funcție nouă sau reluată la un moment dat în conducerea partidului, aceea de prim vicepreședinte, mă simt dator să vă spun asta, ceea ce am spus și presei, că eu am votat statutul Partidului Național Liberal, păstrându-mi aceste obiecțiuni minore față de importanța în ansamblu a statutului nostru, iar în ceea ce privește funcția de prim-vicepreședinte, care probabil că se va adresa unei anumite personalități din partidul nostru acum, vreau să spun că acea personalitate, indiferent dacă va fi așezată sau nu pe funcția aceea, el tot devine, de fapt, prim vicepreședinte al partidului. Prin urmare, era o problemă pur și simplu de nuanță în ceea ce privește modul de alegere. M-a convins un prieten mai tânăr
și care mi-a zis așa: domnule președinte, vă amintiți de vremea când se vota uninominal pentru alegerea conducerii partidului? Zic, sigur că da. Ce, nu asta ați propus vreodată vreo listă? Și eu am spus, n-am propus niciodată listă, pentru că am crezut în această modalitate democratică. La care mi-a răspuns, noastră știți câte liste circulă când este vorba de alegere uninominală? Și se produce o zăpăceală generală pentru că fiecare încearcă să promoveze lista pe care o are în buzunar. Și mi-a zis tânărul prieten, ce mi se pare mai cinstit, ca cel care își asumă răspunderea unei liste să și candideze, nu s-o trimită prin sală. Iată de ce, încă o dată pronunțându-mă pentru ca liberal, că normal este să votăm uninominal când e vorba de alegerea unor organisme de conducere, cu condiția însă să ne ridicăm noi la valoarea acestui principiu de alegere. De acum am să vă rog ca în modul cât mai operativ este cu putință să desfășurăm în continuare partea de program care ne revine. Avem prevăzut în punctul următor alegerea Comisiei de Numărare și Validare a Voturilor. Aceasta a fost alesă ieri, dar a fost alesă probabil pentru biroul, pentru Consiliul, Congresul Extraordinar. Trebuie să facem de nou acest. Da. E mai simplu pentru că am avut nominalizată cu componența ei largă această comisie și vă supun votului aprobarea ei și pentru... Da, sigur că da. Cred, aveți sau nu mai aveți această listă? Atunci sunt obligat să o citesc, pentru că este alegere personală. Fără să spun de unde provin, doamnele și domnii, Giger Știrbu, Ștefan Cosmeanu, Urzică Cristian, Marius Danciu, Claudia Vlas Stanciu, Samuel Coman, Grapă Cristian, Mocanu Costică, Videscu Răzvan, Dumitru Nicolae, Cataniciu, Tudor Rareș, Septimiu Bourceanu, Moroianu Ion, Lucian Mirescu, dacă fac o greșeală, cer scuze, Marin Marian, Țuchel Daniel, Țuicu Emil, Mateescu Ion, Țârcă Fabian, Ștefoni Dumitru Sorin, Costel Alexe, Mugur Cosmanciuc, Petru Dascălu, Ene George, Ardustan Gavril, Carghizan Marius, Luca Iulian, Tase Aurica, de la noi, de la Prahova, Simonca Ion, Firi Octavian, Baitan Vasilica, Buta Romica, Mihaila Alina Camelia, Sfăt Adelina, Adrian Păscuța, Malenda Ionel, Alin Juverdeanu, Iliescu Marius Cristian, Popescu Victor, Popa Fănica, Lambro Andreea,
Rădulescu Alexander, Mogoș Gabriel, Mărgărit Sorin Nicolae, Cursaru Paul și slavă Domnului Spiridon de Mirel. Deci această comisie este formată din 46 de persoane și supun, evident fiind vorba de o listă, așa cum s-a întâmplat și la congresul de ieri, aprobarea ei prin votul dumneavoastră. Cine este pentru? Dacă sunt voturi împotrivă, eu în sală nu văd. Nu sunt. Avem observatori în spate. Și împotrivă și abțineri. Nu sunt. Iată că după un ritual care văd că se repetă în zilele acestea, avem o aprobare cu vot unanim. Rog comisia să-și intre în atribuțiuni. Eu nu știu dacă și-au ales sau nu președintele, este problema dumnealor. În orice caz, în momentul în care începem votul, ea trebuie să funcționeze. Gigel Știrbu e președintele. Gigel Știrbu este președintele comisiei. Înțeleg că domnul Gigel Știrbu este președintele comisiei. Îi doresc succes, că nu e o treabă prea ușoară. Înțeleg că a fost prezentată secretariatului o singură moțiune Crin Antonescu, da, deci este vorba de prezentarea unei moțiuni și a unui candidat pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Este vorba de domnul Crin Antonescu și potrivit procedurii, nemai fiind o altă asemenea moțiune și propunere de candidatură, este singura pe care o avem de rezolvat prin votul dumneavoastră. Am să-l rog pe domnul fost președinte al Partidului Național Liberal, Crin Antonescu, să-și prezinte această moțiune până când va fi ales prin, este fost vicepreședinte și are un loc în biroul politic asigurat potrivit statului.